Bine v-am găsit la știri. Pe 12 aprilie, organizația PNL Rădăuți și-a ales noua echipă de conducere. Deputatul Dumitru Mihălescu este noul președinte, cu unanimitate de voturi, fiind și singurul candidat la această funcție. Bună ziua, domnule Flutur, de ce ați venit astăzi la Rădăuți? Am venit pentru că e firesc să fiu alături de colegii mei într-un moment important, alegeri la organizația municipală PNL Rădăuți. Contează pentru noi foarte mult această organizație. Așa cum am spus în cuvântul meu, a trecut prin fărâmântări și discuții destul de multe și aprige aici interne. Sper să-și găsească cadența, să-și aleagă liderul și echipa de conducere așa cum trebuie. Și o spun răspicat, Rădăuțul este un oraș cu un potențial politic liberal imens. Mulți oameni de afaceri, întreprinzători, oameni care așteaptă o politică mai dinamică, mai activă, să încurajăm mai mult inițiativa privată, zona culturală, orașul Rădăuți merită să devină o capitală a acestei părți, mai ales că noi am rămas așa sudul Bucovinei și Rădăuțul e meritată să fie capitala acestui sud al Bucovinei. Asta înseamnă că trebuie să facem noi mult mai mult. Avem astăzi alături de noi la Comitetul de Coordonare Locală a Organizației Locale a PNL Rădăuți, pe domnul președinte Gheorghe Flutur, domnul deputat Ioan Balan și oamenii locului, domnul deputat Dumitru Mihălescu și doamna Stăliana Milon. Bineînțeles că ați fost informați odată ce ați și semnat pe convocator și ați și auzit, ați tot discutat în ultima perioadă în partid despre această procedură de alegeri interne. Un lucru firesc de altfel, un lucru care duce la bun sfârșit procesul de fuziune început în iulie 2014, un moment așteptat de mine și de mulți dintre noi, vă cunosc opinia după cât am discutat de nenumărate ori, este un punct necesar pentru a putea porni construcția politică către atingerea obiectivelor viitoare. Știți că peste tot în județ, unde am avut alegeri, și mă refer și la Câmpul Lung și la Dorna, cam asta a fost dimensiunea, am putea avea așa un sentiment că sunt puțini în sală. 40-50 de delegați au fost la un municipiu, la alegeri n-au fost mai mulți, cam asta e și la Rădăuți. Deși eu nu încerc să vă scuz pe dumneavoastră cât sunteți aici, vreau să fiu realist. Organizația Partidului Național Liberal de la Rădăuți a trecut prin momente nu foarte bune. A lucrat sub interimat și vreau să-i mulțumesc lui Ovidiu Dorofei pentru că a acceptat pentru această fază finală să conducă această organizație. Trebuie să remarc câteva lucruri. Noi, în mandatul trecut, am avut câteva provocări și la Rădăuți n-au fost dintre cele mai ușoare. În primul rând, fuziunea dintre fostul PDL și fostul PNL. Am avut și episoade triste cu colegi de-ai noștri și cu primarul în funcție, cu fel de fel de probleme legate de justiție. Sigur că citesc și eu în presă și mă bucurați dacă lucrurile se limpezesc, se clarifică aici la Rădăuți. Dar au fost chestiuni din grădina Partidului Național Liberal. Am avut alegerile din primăvara anului trecut locale, pentru care vreau să vă mulțumesc, pentru că și la Rădăuți noi am avut un scor foarte bun, mă refer la Consiliul Județean. Despre asta o să vreau să mai vorbesc însă. Și alegerile parlamentare, unde sigur că, așa cum a fost în țară, trendul alegerile n-a avut un scor grozav, chiar modest. Și noi, organizația Suceava și Rădăuțul și la nivel național. Ori avem în față câțiva ani până la alegeri. Să știți că și noi, PDL și PNL și toți cei care mai suntem la Rădăuți, am mai venit și la Forța Civică, nu știu aici dacă sunt la Rădăuți, avem și noi responsabilitatea guvernării. În proporție aceea în care ne găsim în Consiliul Local. Pentru noi, nu opoziția la tot ce se face în Rădăuți ne face și să, ca cetățenii Rădăuțului, să ne consideri că suntem buni și noi suntem cei mai buni. Nu! Atunci când vom spune nu unui proiect
și cu siguranță vor fi situații de genul acesta, trebuie să arătăm viziunea noastră, cum vedem noi rezolvat acea problemă, cum vedem și cum am propune noi, mult mai folositor pentru comunitate, soluții pentru acel proiect. Doar așa putem fi credibili la populație. Așa Gigi Contra la orice nu funcționează. Și din păcate aici la Rădăuță, încă de pe vremea primarului Rea, am trăit vremurile astea de Gigi Contra la orice. Vă mulțumesc încă o dată, mulțumesc domnului copreședinte Dan Mironiuc, care am avut o colaborare foarte bună în timpul cât împreună am conlucrat. Vă mulțumesc pentru că am dus multe alegeri în zonă, să zic. Eu, cu toate că m-am ocupat mai mult de colegiul 7, având 14 localități, un colegiu nu ușor. Faptul că m-ați votat, sau nu m-ați votat, cred că m-ați votat dumneavoastră, altă dumneavoastră astăzi aici, și am ieșit parlamentar, nu neapărat pentru că doar îmi doream poziția asta de deputat pentru a purta un nume, cred că de multe ori mai vorbesc cu unii și alții și mă recomand Mihalescu de la Marel. Tot îmi vine parcă mai ușor, că acolo am construit. Aici, ca și deputat, mi-am dat seama că e o responsabilitate foarte mare. Și asta m-a și făcut, că colegii, majoritatea din ei și aproape toți m-au sunat, nu candidez la Rădăuț. Am zis, eu sunt pe colegiul 7, sunt deputat de zonă, activitatea, sigur, și în Parlament, că și acolo trebuie să-mi bag treaba. Sunându-mă unii și alții, am zis, domnule, sunt deputat de zonă, mă simt responsabil, fac politică din plăcere și din nevoie, nu din interes. Până nu ne vom implica toți în zona asta, în politică, nu doar din interes, ci doar interesul să fie comunitatea, cred că atunci vom putea să avem și niște rezultate bune și în administrație. Am discutat și cu domnul primar și am zis, domnule primar, îți doresc mult succes, dar vrea să ne întâlnim cândva odată, să stăm de vorbă ce s-a făcut bine în Rădăuț, ce nu s-a făcut bine, ce trebuie de făcut, că avem multe de făcut și cred că am putea să facem o echipă. Nu trebuie să fim tot timpul într-un scandal în Rădăuț. Trebuie să colaborăm foarte bine. Sigur, să avem punctul nostru de vedere, să avem proiecte liberale, să susținem proiectele care sunt bune din partea primarului, a colegilor. Și pentru asta vă provoc ca pe viitor să mergeți acasă și să provocați și pe alții. Iar când va fi despre politică, despre administrație, cred că va trebui să ne unim cu toții și să lăsăm ceva în urma noastră. Eu vă mulțumesc tare mult, am încredere în dumneavoastră, vă doresc sărbători liniștite, cu pace, mulțumesc și Doamne ajută! Cred că au fost niște alegeri fără emoții, fiind un singur candidat înscris pentru funcția de președinte, probabil că nu a avut emoții. Și vreau să-l felicit pe această cale și sper ca să facă o echipă, să facă echipă alături de ceilalți, să aducă noi membri în PNL și Partidul Național Liberal să demonstreze și la Rădăuți că poate să facă un scor mai bun, atât la europarlamentare, la prezidențiale și la locale. Felicitări celor aleși! Mă simt mai responsabil. Nu pot să spun că este o funcție care neapărat am luptat și mi-am dorit. Am considerat că este necesar, fiind un parlamentar de zonă, trebuia să accept să candidez și să mi-asum această responsabilitate. Că sunt suficient de ocupat, dar cu asta voi fi și mai ocupat. Care sunt principalele proiecte pe care vi le propuneți sau principalele direcții care veți merge în perioada următoare? Ceea ce aș vrea ca în Rădăuț să nu se mai fie atâta scandal în Consiliul Local, între partidele din opoziție și la putere, cred că va trebui să încercăm să facem o echipă în ceea ce privește pentru ceea ce e constructiv și să gândim din opoziție constructiv pentru cei care sunt la putere și să vedem proiectele și Rădăuțul are nevoie de oameni specialiști de a identifica ce nu s-a realizat până în acest moment și să găsim soluții pentru a rezolva problemele pentru rădăuțeni. Ce mesaj ați avea pentru rădăuțeni în această perioadă? Ei, într-adevăr, acum fiind în săptămâna mare, cred că le doresc multă sănătate, liniște, pace în suflet și cred că
să ne gândim cu toții că avem o datorie pentru cei care au muncit pentru Bucovina. Suntem bucovineni, nu-i meritul nostru, e meritul celor care au venit pe aici și cred că e bine să avem un respect. Suntem într-o zonă binecuvântată cu mănăstiri, cu oameni credincioși și cred că ar fi să fim mai buni. Și cred că îmi doresc ca și în politică să ajung cu oameni care cu principii, nu cu oameni cu interes. Și pentru asta urez multă sănătate și Doamne ajută! Mulțumim!